Din punct de vedere sociologic, ce riscuri ar trebui să ne asumăm atunci când partide tinere, fără experiență, cum este de exemplu USR Plus, ajung la putere într-un stat? Eu am militat, ca sociolog mai ales, am militat și am sprijinit foarte mult partide mici, partide tinere. Din teritoriu, de exemplu, care sunt în Consiliul Local, în Târgu Mureș, de exemplu, unde este un partid cu o grămadă de consilieri în Consiliul Local și care nu are reprezentare în Parlamentul României. Și cred că ar trebui să scădem mult pragul electoral pentru ca să existe posibilitatea ca și formațiuni mai mici, care reprezintă nișe electorale, ca să spunem așa, să poată să participe la această diversitate a punctelor de vedere într-o societate. Evident că, dacă te uiți însă bine, observ că există și riscuri la asta. Există un risc al fărâmițării puterii politice, al creierii unui aparent haos ideologic și a unei imposibilități de a face coaliții puternice. Însă, această criză mă face totuși să mă gândesc și la altceva. În momentul acesta, dacă am fi avut în Parlament mai multe partide, dacă și partidul lui Victor Ponta ar fi intrat în Parlament, dacă și partidul lui Traian Băsescu ar fi intrat în Parlament și mai aveam două, trei partide ecologiste sau așa mai departe, atunci nu ar fi avut această concentrare a puterii și această bătălie, să spunem, pe care USR Plus o dă în interiorul puterii și care timp de un an de zile aproape i-a îndepărtat de la adevăratele scopuri ale programelor lor de guvernare, pentru că s-au bătut numai pentru putere. Când există amenințarea și posibilitatea ca să înlocuiești cu un spectru mai larg, să nu fie ei de neînlocuit acolo, atunci ar fi fost mai bine și acum. Nu ar fi fost așa intensă bătălia de acum. Pe de altă parte, nici PSD nu ar mai fi fost oarecum singur în opoziție, pentru că am văzut că a baleat câteodată și în diverse înțelegeri cu puterea. Deci n-am mai fi fost, deși în principiu au fost alături de noi în opoziție, dacă am fi fost mai mulți în opoziție și mai diversi, probabil că am fi putut să facem o presiune și mai puternică asupra guvernului Câțu sau asupra guvernului Orban de dinainte, care a fost de asemenea un guvern pe care românii nu și-l aduc aminte cu mare plăcere. Deci există și argumente pro și argumente contra legate de partidele mici. Problema este însă și, mă rog, ține până la urmă de ce instituții creăm în societate pentru ca partidele mici sau mari, noi sau vechi, să se poată reînnoi cele vechi și cele noi să câștige experiență politică cât mai repede. Ori nu mai avem asemenea instituții. Au dispărut institutele. Noi am refăcut acum Institutul Social-Democrat, de studii social-democrate, ISD, spunem acum, ISD-ul nostru, în care aveam și școală, mastere. Încercăm să refacem toată această structură. Cei de dreapta, am văzut, aveau fundații interesante în care ne invitam reciproc și eu eram invitat la fundațiile Adenauer sau cele aduse din Germania, care funcționau aici, care erau tot de dreapta, Hans Seidel, de exemplu, o fundație foarte interesantă, creau, școleau pe cei tineri, pe cei care veneau în politică, fie în partidele mari, fie pentru cei care încercau să facă organizații civice sau așa ceva. Cred că trebuie să refacem această tradiție, încât partidele noi care vin să înțeleagă exact jocul politic, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea de a intra în Parlament și cât de mult poți merge cu protestul, cu șmecheria, cu circul politic care există, deci, sau cu retorica demagogică a imaginii sau cu alte forme de demagogie. Adică asta ține de responsabilitate și de cultură politică. Ori noi în România încă nu avem o cultură politică matură. Vedeți că și partidele mari, de foarte multe ori, deviază de la sensul și ideologiile de bază și ajung în situații în care se contrazic pe sine. Dar cât de importantă este abilitatea aceasta de a negocia? Că am auzit în ultima perioadă, Ludovic Orban știa să negocieze mai bine cu USR Plus, Florin Cățu nu știe să negocieze. Cât de importantă este abilitatea asta de a negocia în politică? Este foarte importantă. Este foarte importantă și este o calitate personală.
în primul rând, ține de experiența personală, dar în același timp este o calitate de grup. Pentru că oricât de bun negociator ar fi un singur om, el nu va reuși niciodată să facă negocieri la toate nivelele. Pentru că atunci când faci negocierea la nivelul de vârst președinte, președinte, vicepreședinți cu vicepreședinți, județeni, președinți de județ cu președinți de județ, ai nevoie, de fapt, de o echipă pe verticală de sus până jos care să creeze cumva această negociere. De foarte multe ori președinții de partid se înțeleg asupra unui lucru și restul nu funcționează. Cum s-a întâmplat, de exemplu, atunci când s-a unit PNL cu partidul lui Traian Băsescu, atunci când PDL-ul cu PNL-ul au făcut un partid, s-a unit la vârf, grupurile au negociat, s-au unit, dar de fapt a rămas această sciziune, această falie în partid, care se vede până astăzi. Și astăzi am văzut cum au început să se rupă asta. Deci e important să ai echipă de oameni cu experiență de negociere și să negociezi în echipă. Și asta este un lucru foarte important. Ceea ce îmi place acum, în noua fază, să spunem, identitatea Partidului Social Democrat, în noua noastră organizare, suntem o echipă în care Marcel Ciolacu vorbește, avem o conducere colectivă, vorbește cu noi în fiecare zi, chiar de mai multe ori, chiar în această criză în care se schimbă lucrurile foarte repede. Facem chiar și două sau trei ședințe pe Zoom sau direct acolo unde suntem pe zi. Dimineața, la amiaz, câteodată și seara târziu, ne acordăm ceea ce avem de spus. Odată facem planul de comunicare, planul strategic și tacticile pe care le folosim. Ne luăm roluri diferite, teme diferite care îi se potrivește fiecărui om. Ori asta mi se pare că este o calitate a grupului. Și aici noi suntem mai tari în momentul ăsta decât ceilalți care la vârf într-un loc negociază Barna și în altul Dacian Cioloș, nu găsim, pentru că au și ei congres, probabil că n-au găsit o foarte bună armonie în a comunica. Pe de altă parte, la PNL știm că sunt două tabele diferite. Deci noi în momentul ăsta avem acest spirit de echipă și avem aceste metodologii tehnici, practici, tactici de negociere în grup și de gândire colectivă și cred că asta ne avantajează în acest moment. Dar este foarte important, ca să sintetizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră, este foarte importantă experiența de negociere și aici sunt câteva lucruri care sunt importante în calitățile unui bun negociator. În primul rând, trebuie să fie foarte bine informat. Asta este un lucru esențial. Doi, un bun negociator are tot timpul un contact direct, are canale deschise cu cei cu care negociază. Asta este foarte important. Sigur că asta ți-a foarte mult timp, dar informarea reciprocă este importantă între partide. Sigur că nu e nevoie să știe ceilalți tot ce gândești tu, ce faci, dar câteva lucruri esențiale ca să fii previzibil și pentru ei. Pentru că, de exemplu, presupunem că vine mâine un partid la noi să discutăm cu care am avut numai scandaluri de-a lungul timpului. Adică ei au folosit de plăcuțe suedeze de la începutul, să spunem, guvernului Orban până acum. Este foarte greu să negociezi rapid și să găsești o soluție rapid fără să ai o minimă armonie, să ai un minim respect reciproc. A treilea lucru asta este respectul față de ceilalți. Deci dacă crezi că ești cel mai puternic, dacă nu ții cont că ceilalți au anumite așteptări la tine, dacă nu ții cont de percepția pe care o ai public și să fii foarte realist, asta este a patra calitate care cred că este importantă pentru negociere, să fii foarte realist. Și în fine să fii flexibil. Niciodată nu o să poți ieși de la o negociere cu proiectul cu care ai intrat. Trebuie să ai varianta a doua, varianta a treia a proiectului și în funcție de cum îl simți pe celălalt, să poți să joci într-o anumită situație. Noi acum suntem într-o situație, ca să închid de tot cu un studiu de caz, să zicem, suntem într-o situație complicată pentru că, pe de altă parte, noi am ridicat această miză Câțu afară din guvern, acest guvern trebuie să cadă, noi am fost aproape singuri în această bătălie cu puterea de vreun an și ceva, doi aproape, cu guvernul Orban și acum cu guvernul Câțu. Am avut și puțină mass media alături de noi, pentru că în pandemie marile trusturi au primit o grămadă de bani de la guvern, ceea ce le-a făcut să nu fie credibile. Am văzut într-un studiu, 62% dintre oameni spuneau că guvernul ne ascunde informații și cu ajutorul unor televiziuni se întâmplă asta.
Deci nu prea a funcționat. Deci n-a prea funcționat asta din perspectiva credibilității. Și acum, de fapt, nouă ni se cere votați orice, în orice condiții. Și aici trebuie să, din acest lucru, îți trebuie o mare strategie. Să le explici oamenilor că, de fapt, strategia ta este un pic mai complicată. Poate că mai amând 2-3 săptămâni, dar oricum vei ajunge la asta, însă vrei să câștigi tu, să-ți faci tu proiectul, nu să-l faci proiectul pentru alții. Credeți că vor înțelege într-adevăr oamenii care ne privesc? Se uită la televizor și văd, premierul pleacă, USR Plus pleacă de la guvernare, PSD nu vrea să intre la guvernare. Acum ce se întâmplă? Cine ne salvează? Credeți că vor înțelege? Vor înțelege, pentru că m-a întrebat adineaori un jurnalist cunoscut, m-a întrebat despre faptul că există o percepție că noi sau președintele partidului nostru suntem acuzați cu toții de fapt că facem jocul lui Klaus Iohannis și de fapt am fi noi prieteni ascunși al lui Klaus Iohannis. Și cum să scăpăm, m-a întrebat, cum o să scăpați de această posibilă etichetă care se tot lipește? Mi-a spus foarte simplu, faptele șterg vorbele, faptele șterg imaginile, pentru că într-adevăr politica este o chestiune de percepție. Când vom da jos guvernul Câțu, Și o vom face cu marea noastră contribuție, nu ca și jucător secundar, adică să fim în siajul sau terțial, vine Aurul și Plusul și USR Plus și noi le aducem niște voturi și ei sunt mari câștigători și se duc și la guvern după aia înapoi. Vom face asta și în momentul ăla toată lumea se va convinge că de fapt suntem de bună credință și că dincolo de percepții, realitatea este alta.